Tropaeum Traian este unul dintre cele mai remarcabile monumente antice din România. Primele săpături arheologice au fost realizate începând din 1882 de către Grigore Tocilescu. Reconstruit de arheologi sub îndrumarea istoricului Adrian Rădulescu, în 1977, monumentul se prezintă sub forma unui soclu cilindric, având la bază trepte circulare și în partea superioară un acoperiș conic acoperit cu solzi din piatră dispuși concentric. Din centrul acestui acoperiș se ridică o suprastructură hexagonală. La partea superioară a monumentului se află trofeul bifacial, cu o înălțime de 10 metri și 70 și 5 de centimetri, reprezentând o armură cu 4 scuturi cilindrice. La baza trofeului sunt plasate două grupuri statuare, fiecare înfățișând trupurile a 3 captivi. Monumentul, incluzând trofeul, are o înălțime aproape egală cu diametrul bazei, aproximativ 40 de metri. Pe circumferință, 54 de metope din calcar de deleni redau în basorelief scene de război. Aceste metope sunt plăci dreptunghiulare cu o înălțime de 1 metru și 40 și 8, 40 și 9 de centimetri, dintre care 40 și 8 s-au păstrat până în prezent. Deasupra metopelor se află o friză cu 26 de merloane, din care s-au păstrat 23, toate sculptate în basorelief și formând coronamentul nucleului circular. Împăratul Traian a ridicat acest monument pentru a celebra victoria sa. Coloana de la Adamclisi sau trofeul lui Traian, Tropaeum Traiani, derivat din grecescul tropaion, tropaion. Complexul includea și un altar funerar, pe ai cărui pereți erau înscrise numele celor aproximativ 3800 de soldați romani, legionari și auxiliari care au căzut probabil în bătălia de la Adamclisi pentru Republică, precum și un mausoleu cu 3 ziduri concentrice, unde se pare că a fost îngropat comandantul, Prefectus Castrorum, care, cu prețul vieții sale, a asigurat victoria din anul 102. Trofeul monument este inspirat de mausoleul lui Augustus. Monumentul, inclusiv o inscripție mare, a fost dedicat lui Marte Ultor, răzbunătorul. Acest monument avea rolul de a fi un avertisment pentru triburile de la granițele Imperiului. În plus, a fost descoperită o inscripție în memoria legionarilor căzuți în luptă. In honorem et in memoriam fortissimorum virorum, qui pugnantes pro Republica morte ocubuerunt.